tá zec. A mokolí to pitri, čo sa vidieť u neho sejším. Ujde, čo mi ješť. Oaj, čo puška rota. Fuck you, kriangle. Ujde. Opa, no skýmat. Ujde, fixaj, čo mi ješť. Na intrane bugar. Čo na jako malo sa meržem. Un kolo, bineinteles. Mai sunt grămadă de trasee. De vizitat. Și merg încolo. Fie un centru și elegant. Uite. Mai am un pic viteza. Bate vântul fix din față. Uai, ce uitați-vă acolo, ce noroc. Cred că astăzi o să ploaie. Așa e o ploaie de aia ca și ieri. Una de aia de 20 de minute și se oprește. Și eu zic că mâine o să ploaie un pic mai mult. Adică 70-80% probabilitate, deci să ploaie puțin. Să se răcorească, în pana mea e 31 de grade, de 10 grade. Bine că bate vântul. Să simt că 31 de mai multe. Telefonul îmi zice de unde știu acum. Nu de la stația meteo. Ca și pe ceasul cum îți arată. Dacă ai ceas și îți arată temperatura, de unde ești tu, ți-o arată, nu din la stația meteo. Și... să merg pe acolo, nu, las că merg în alt video. Pe acolo. Ba, sus, în grângă. Merg, pe acolo. Și să ieși mai jos. A, că merg la paci. Ia paci mereu. Bă, nu m-a speriat de poliție. Dar să ziceți că m-am și întors când am văzut-o, că eu n-am văzut. Mamă, ce merge pe aici. Bun, așa am ieșit aici. Hai să merg pe aici, pe față. Hai să vedem pe unde merg ăla. Nu l-am sus, nu l-am sus, bine, bravo, mersi. Aici nu-i sens unic, nu, nu, aici nu-i sens unic, în față. Și aici o să coborâm acolo mai jos la taxiuri și trebuie să un pic să urcăm în sus, să merg pe acolo, pe unde modul merg în sus. Nu o să durează așa de mult, 3 blocuri de două în sus. Plăcere, bă. Mamă, bate vântul fix din față și nașpa, cred că pentru cameră. Că bate vântul fix din față. Nu știu ce să zic. Ok. Ce trebuie să o luăm la stânga. E pe viteză de urcare. Nu ai cupuri nitroșca. Luăm în sus. Hai, că vine. Nu că hopa, dă-te mai în spate. Dacă schimbăm pe mai mică viteza. Hai că nu vin mașini în spate. Semnalizăm în stânga. Să facem o pauză aici. Cred că mi s-aud bătăile inimii în cameră. Nu sigur. Nu, hai să urcăm o dată pe acasă.
No, bă, de aici știți, traseu deja. Hai că vă las că numai un pic mai avem de urcat. Și e bine, bă. De fapt, hai că mai țin un pic video până acolo. Că să trec strada la parculeț. Să o iau pe lângă. Mai filmez că și ieri, bă, am lăsat-o pe una să treacă. Fix aici, după ce am oprit camera, am lăsat-o pe una să treacă. Și era cu telefonul la ureche. Ce credeți? O să o îndreptă să margă în sus și după o tras brusca, fără să semnalizeze. Și am zis, e pe ea că ai telefonul la ureche, nu poți. Și după și l-au pus pe umăr, să te cu capul. Și la intersecția asta, că l-a luat la dreapta, au semnalizat. Nu e așa de greu să semnalizez. Că ai o pipe. Noi avem mâini. Dar și cu mașinile au mâniar. Un băț care tu trebuie să dai în sus sau în jos sau la mijloc dacă nu vrei să se noizezi. Și avariile în România văd că funcționează mult. Da-i groapă. Bă, da, mă, când am camera pornită nu mai se întâmplă nimic. Asta mă enervează. Am bumbă și cam atât acest episod. Sper că v-a plăcut, eu am fost Denis. Lăsați un mare like, să stăgem peste 4 like-uri. Dacă vreți următorul clip cu live vlog de la mine.